În contextul mini-vacanței de 1 iunie și rusalile ortodoxe, sute de polițiști, jandarmi și pompieri hunedoreni se vor afla în stradă pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea producerii oricăror evenimente negative. Reprezentanții structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne din județul Hunedoara au făcut o serie de precizări cu privire la acțiunile care se vor desfășura în această perioadă. La nivelul prefecturii Hunedoara se va asigura permanența la comandă, prefectul și cei doi subprefecți, urmând să fie informați în cazul producerii unor evenimente cu potențial impact negativ, iar structurile MAI vor acționa cu efective mărite. În această mini-vacanță, prilejuită de Ziua Copilului și de Sărbătoarea Rusalilor, zilnic peste 160 de pompieri militari hunedoreni vor asigura măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și acordarea primului ajutor calificat. În plan operațional, aceștia sunt pregătiți să intervină pentru salvarea vieții, bunurilor materiale și a mediului înconjurător cu peste 40 de mijloace tehnice, autospeciale de stingere a incendiilor, ambulanțe smurt, autospeciale de descarcerare, de intervenție și salvare de la înălțime, precum și autospeciale de primă intervenție și comandă. În perioada 1-5 iunie acestui an, peste 200 de polițiști vor acționa zilnic pe raza județului Hunedoara în cadrul dispozitivului de ordine și siguranță publică, având ca și prioritate prevenirea și descurajarea oricăror evenimente ce ar putea afecta liniștea cetățenilor, precum și intervenția rapidă în cazul în care vom fi sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Polițiștii rutieri se vor asigura că traficul este unul fluent, astfel încât fiecare să ajungă la destinație în timp util și în siguranță. În fiecare zi, peste 40 de polițiști rutieri vor fi prezenți pe principalele artere rutiere, acționând pentru prevenirea accidentelor grave și fluidizarea traficului pe căile de acces în stațiunile turistice și în zonele de agrement. Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, polițiștii vor acționa cu 11 aparate radar și vor folosi dispozitivele de stabilire a consumului de alcool sau substanțe interzise. Peste 150 de jandarmi se vor asigura că cei mari și cei mici sunt în siguranță pe timpul participării la evenimentele sportive, culturale și religioase organizate la nivelul județului pe parcursul acestor zile. Totodată, în stațiunile montane, colegii jandarmi din cadrul posturilor de jandarmi montane vor veghea la siguranța cetățenilor, fiind echipați și pregătiți să ofere acestora sprijinul în cazul în care acesta va fi necesar.